Până acum vreo 1 2 1 2. Până acum vreo 10 minute mă simțeam așa de bine aici în față, până ce mi-a venit vecinul care intimidează, fiindcă dacă vă uitați el, indiferent cine predică, el stă așa cu un punct fixat în jos și cu o concentrare de ninja să prindă orice cuvânt bun sau greșeală, și mai ales dacă stă în față aici, se intimidează puternic de tot. Dar anxietatea mi-a crescut și mai mult pentru că pe lângă el o reveni Nel în sală. Și văzând stilul bisericii din Galați, unde eu niciodată nu pun nevasta pe primul rând, îmi cer scuze, dar nu știu la ce să mă aștept în seara asta, că am mai pățit-o. Eram la o biserică în Chicago, o biserică mare de români, cu ani în urmă, și mi s-a zis că am 45 de minute la predică. Și normal că îmi lansez avionul și urc și urc și urc. După vreo 15 minute aud din spatele meu, știți voi, tronurile alea frumoase. Gata! Mă gândi, bă, gata, ce-o fi gata? Continui și din nou, gata! Și mă uit și pastorul asistent, gata, gata. Și dintr-o dată așa am picat și cu predica, știți, cu aterizare forțată. Deci, sperăm că sora Nelly va fi de acord cu ce am de zis în seara asta. Da, gata, gata, așa, mulțumim. Mi-a plăcut ce a zis Mihai, că ucenicia ține de inimă, fiindcă adevărul este de aici, pornește și de aici se sfârșește totul. Dumnezeu țintind inima. De aceea și eu voi continua pe aceeași idee, făcând însă un pas mai departe și afirmând că ucenicia autentică are loc în familie. Credinciosul în cadrul familiei de credincioși. Și asta ne învață Apostolul Pavel în relația lui cu acel ucenic drag lui numit Timotei, devenit între timp pastor al bisericii din Efes. Și Pavel îi scrie ultima lui epistolă, a doua către Timotei, unde vă invit să deschideți și dumneavoastră și să observați ce, cum și când scrie ucenicului său Pavel această epistolă. Nu îi scrie doar în calitate de slujitor sau mentor, și îmi place că îi scrie în calitate de părinte spiritual. Și 2 Timotei, capitolul 2, versetul 1, începe așa. Tu dar copilul meu. Ucenicia adevărată e mai mult decât un sistem, e o familie. Așa cum un copil se naște într-o familie, așa credinciosul ajunge în familia lui Dumnezeu prin nașterea din nou. Dar nu se oprește doar la convertire, ci procesul continuă și spune Petru, crește-l cu laptele duhovnicesc. Și vine Pavel în Efeseni și zice, hei, fiecare încheietură trebuie să participă în creșterea lui, să ajungă la statutul de om mare. De aceea ucenicia se întâmplă în biserică, în familie, începând prin convertire, și mergând mai departe în procesul de ucenicie. De aceea în ucenicie nu poți să fii doar învățător, profesor, spiritual, ci și părinte. Și o mare diferență. În vremea studenției mele, la seminarul din Dallas, am avut un mentor pe Dr. Baker. Un profesor care a făcut o mare diferență în viața mea. Nu doar prin cunoștința infuzată, dar prin dragostea arătată. Imaginați-vă. Eu cum sunt un tip, îmi spune nevastă mea că sunt foarte intens. Eu și când mătur, eu nu pot să mătur normal, eu trebuie să mătur rapid. Eu și când mănânc, eu trebuie să mănânc rapid. Când fac ceva, eu trebuie să fac. Că de-aia ți-o dat Domnul energie și timp să răscumperi. Și cum fugeam de la clase la clase, Dr. Baker mă lua, Cristi, hai încoace. Give me a hug. Numai de hug-uri nu aveam eu. Mă lua, mă strângea, zicea, calm down, Iisus te iubește și eu te iubesc, du-te în pace. Fii atent ce-mi face omul ăsta.
Când am avut ordinarea mea în România, mi-a făcut o surpriză, a aterizat sâmbătă seara în Timișoara, a avut parte la ordinarea mea duminică dimineața, când și-a pus mâinile și el peste mine, și luni a plecat înapoi la cursuri. Fără ca eu să fi știut, n-aveam habar de planurile lui. Dar ăsta era Dr. Baker, mai mult decât un profesor, era un părinte spiritual. De fapt, era cunoscut în campus pentru replica lui, ce-o dădea necunoscuților, când aceștia, aflând din vorbă în vorbă că-i profesorul, întrebau, what do you teach? Ce predai? La care el răspundea, I teach students. Adică nu predau, habar una, matematică, hermeneutică. Eu învăț studenții. Și o mare diferență. De aceea întrebarea se ridică, văd ucenicii tăi în tine. Nu doar un învățător interesat în cuvânt, dar simt ei că ești un părinte interesat în ei, în inima lor. Cum să ai cu relația, discuția personală, grija ta față de ei? Ucenicul trebuie să te perceapă ca părinte, nu doar ca profesor spiritual. Și asta face Pavel cu Timotei. Tu, dar copilul meu, îți scriu o epistolă întreagă, nu doar ca profesor, ci ca un părinte, și începe să-i dea sfaturi, sfaturi asupra cărora să ne oprim și noi, fiindcă și noi, unii dintre noi, suntem părinți spirituali. Și a fi părinte spiritual nu-i cu nimic mai diferit de a fi un părinte natural. Câți nu ne-am fi bucurat să fi primit sau cel puțin să fi perceput sfaturile date când am început umblarea noastră ca părinți. Cum zicea cineva, înainte de a mă căsători aveam 6 teorii despre creșterea copiilor. Acum am 6 copii și nicio teorie. Altcineva, în primii 3 ani ne învățăm copilul să meargă și să vorbească, că mai apoi în următorii 15 îl învățăm să stea jos și să tacă. Notează, te rog, câteva sfaturi esențiale din partea unui tată spiritual către ucenicul său și implicit către noi, din ceea ce Pavel îi scrie lui Timotei. Tu, dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Nu există ucenicie fără har. Nu există. Timotee, întărește-te în har. De ce? Fiindcă din fire suntem predispuși să fim ființe fără har. Dăm dacă ni se dă, iubim dacă suntem iubiți, nu ne băgăm dacă nu ne iese ceva. Ei, harul e favor nemeritat. Te bagi, ajuți, accepți, fără să te aștepți la ceva din partea celuilalt. N-ai cum să te gândești, dragul meu, la ucenicie dacă nu ești un om al harului. Fiindcă spunea Mihai, aseară ucenicia nu este o conformare unde n-ai nevoie de har, ci este o transformare care n-are cum să aibă loc fără har. Fiindcă noi am fost chemați să facem ucenici, nu prozeliți. Dar interesant cum am fost formatați mai degrabă pe invers, să facem prozeliți, nu ucenici. Știți care e diferența? Prozelitismul e procesul aderării la religia iudaică. Ucenicia e procesul transformării în relația cristică, și o diferență mare. Prozelitul nu era acceptat din prima, ci era format și apoi acceptat, pe când ucenicul știa că Dumnezeu îl acceptă așa cum e și apoi îl transformă. Două sisteme foarte diferite. Procesul formării prozelitului dura aproximativ 2 ani. Depinde de școala fariseică din care provenea. Având ca țintă formatarea omului, fii atent, după chipul denominațiunii sale. Hilel îi făcea în felul lui. Shamai îi făcea în felul lui. Saducheii îi făceau în felul lor. Pe când în ucenicie procesul ține o viață întreagă și ținta-i transformarea omului după chipul lui Hristos. De aceea prozelitismul te iniția într-o religie, ucenicie într-o relație. Unul punea accente pe exterior, începea cu circumcizia, apoi cu purtarea jugului poruncilor, chiar așa îl și numeau.
forțând prozelitul la schimbări exterioare, începând de la garderobă, ce să îmbrace, ce să nu îmbrace, să nu fie ca cei din lume. Evident, să aibă șal, să aibă ciucuri, să aibă filacterii. Înfățișarea, să se tundă ca ei. Mâncarea, să mănânce coșer. Ținerea sabatului și o listă întreagă, toate culminând, interesant, cu o baie ritualică, cu botezul, care era semnul final al convertirii sale. Prozelitism. Ucenicie, exact invers. Începe cu convertirea și botezul și apoi învățarea poruncilor pe care ucenicul nu și le asumă din obligație, ci din recunoștință. Nu în propria putere, ci în puterea lui Dumnezeu, căutând schimbarea inimii, interiorul, nu exteriorul. Deși, evident, când se schimbă interiorul, se schimbă și în exterior. Transformare, nu doar conformare. Iar în final, testul acceptării prozelitului în comunitate era păzirea legii. Pe când testul acceptării ucenicului în comunitate era înțelegerea și trăirea harului. Două modele total diferite. Și acum vine întrebarea. Care model din acestea două caracterizează majoritatea bisericilor pe care voi le cunoașteți? Înțelegeți acum de ce trebuie să creștem în har? Că dacă nu înțelegi harul, n-ai cum să comunici harul. N-ai cum să dăruiești harul. Și o spune unul față de care Dumnezeu trebuie să prelucreze la greu, să mă întărească, să mă crească în har, fiindcă sunt deficient în privința harului. Sunt mai degrabă un om al dreptății, al studiului, al metodei. Și încă din primul meu grup de ucenicie, imediat după ce am înființat biserica noastră în 2006, în primul an, ne doream ucenicizare. Și am pus o condiție, nu poți fi membrul bisericii dacă nu ești integrat într-un grup mic. Și am început să mă rog Domnului, adu-mi, Doamne, în grup oameni potriviți, chiar necredincioși, ca să pot să învăț să încep ucenicizarea de la zero. Și Domnul o știu ce să-mi trimit. Știa că problema inimii mele e nevoia de a crește în har. Și au apărut primii doi. El un interlop crescut între baptiști. Ea o penticostală pierdută rău. Au trăit împreună, au rămas însărcinată și au ajuns la mine și au zis: frate Cristi, noi nu vrem să ne creștem copilul în starea în care suntem noi acum. Noi vrem să-l creștem altfel. Dar pentru asta noi trebuie să ne schimbăm, zic. Right on! Mi-am dat seama că nu mă ajută imaginii mele între colegii mei, fiindcă ea era însărcinată, nu erau căsătoriți, erau în grupul meu mic. Dar dacă vor pocăință, cine sunt eu să-i resping? Că i-a venit o cunoștință de prin cercurile pe unde umblaseră până atunci, o șefă de tură unui club cu renume din Arad, un club de noapte, care în primele 4-5 întâlniri de grup mic, nu știam, de fapt, hai să spun invers, știam exact toate crăpăturile din tavan și toate crăpăturile din parchet, pentru că nu mă puteam uita în camere din cauza decolteului și a fustei scurte pe care o purta. O mai venit un cuplu al cărui soț l-am cules de vreo 3 ori din baruri, noaptea, mor de beat. Și un alt cuplu, care cineva m-a recomandat să mă întâlnesc cu ei, și când am ajuns la ușă, nevastă s-a stătea ghemuită, pup și plângea și mă implora să nu intru în cameră să mă întâlnesc cu bărbatul său, fiindcă ăsta e rău de gură. Și am intrat. Și n-am făcut un pas, că din cealaltă partea camerei era un deget îndreptat. Tu ești pastorul? Pocăiți m-au jefuit? Și a început o tiradă de toate cuvintele posibile, încheiând cu: eu acum îmi construiesc casă și când îmi termin casa, pe poarta de la stradă să pun o pancardă, pocăiți n-au ce să intre. Și dacă asta n-a fost îndeajuns, cireașă de pe tort, o femeie care la prima întâlnire de grup mic, când fiecare ne-am prezentat și evident am zis cine suntem și cu ce ne ocupăm, când a ajuns rândul ei, ne-a zis foarte dezinvoltă că ea chiar s-a gândit ca săptămâna trecută să deschidă un salon de masaj erotic.
Și am zis, fată, tu știi că ești în sufrageria unui pastor, a unei biserici, ești într-un grup mic al acelei biserici. Și așa a început lucrarea de ucenicizare. În anul înființării bisericii noastre, în sufrageria mea. Domnul a fost bun și cu o singură excepție, toți au făcut primul pas al ucenicizării și s-au botezat la un an după. Dar n-a fost ușor, mai ales pentru mine, să cresc în privința Harului, să accept, să înțeleg, să ofer Har. Te întreb, cum stai cu Harul? Mai ales dacă ești un om al corectitudinii, mai ales dacă ai fost crescut într-un mediu strict, cum stai cu Harul? Știi, este o vorbă care spune așa, dacă taică te-a fost usturoi și maică ta ceapă, nu te aștepta ca tu să ajungi mango. Nu știu în ce biserică ai crescut. Nu știu cum ai fost formatat. Dar atâta pot să-ți spun. Ca să faci ucenicizare, tu trebuie să începi să crești în har. Fiindcă nu există ucenicie fără har. Așa cum nu există ucenicie fără ucenici. Și este următorul verset. Ce ai auzit de la mine, în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții. Fiindcă asta e metoda uceniciei, nu e așa? Să-i preiei credința și învățătura de la cineva care îl cunoaște și îl are pe Iisus, să o încredințezi altora care la rândul lor să o dea mai departe. Și asta a fost metoda clasică prin care primii creștini au răspândit credința, ajungând să împânzească întreg Imperiul Roman și atunci încoace întreaga lume. Eu am câteva hobby-uri și unul dintre ele e că îmi place să ajung în locuri pline de semnificație istorico-creștină. Știi, câțiva ani de zile organizez turul reformei, luând pe rând cele 7 locații în care s-au născut cele 7 grupări protestante majore ale creștinismului în 7 zile în Europa. Prima dintre ele întotdeauna e Praga, unde decanul universității de acolo, Jan Hus, a început să predice Scriptura nu în limba latină, cum se predica până atunci și nimeni nu înțelegea, ci în limba cehă. Și pentru asta a fost ars părug. Să-i spui întrebarea, dar de unde și până unde interesul lui Hus pentru Scripturi? De la Lollards. Lollards erau ucenicii lui Wycliffe. Cel care a făcut același lucru în Oxford, în Anglia, persecutați fiind, au luat drumul Europei, s-au refugiat în Praga, nu să se ascundă, ci să facă ceea ce l-au văzut pe învățătorul lor că a făcut. Să spună altora, să preia metoda, să o dea mai departe. După ce l-au excomunicat, după ce l-au exilat, după ce l-au pus în pușcărie și l-au ars pe rug, cei de atunci au crezut că îl vor opri pe Hus, nici vorbă, husiții, ucenicii lui, persecutați fiind, au luat drumul Europei de Est și au ajuns în Moldova, fiind protejați de Alexandru cel Bun. Și aici, pe plaiurile noastre, ai zice, bă, stau să tacă, să nu-i prindă. Și Nicolae Iorga ne spune, datorită influențelor preoți ortodoxi din România, care până atunci foloseau doar Biblia în slavonă, țineau liturghia în slavonă, necunoscută majorității românilor, au început să traducă psaltirea, apostolul în română, mai apoi să înceapă să țină liturghii în limba noastră. Alții s-au răspândit în Herrnhut, unde sub protecția contelui Zinzendorf au format mișcarea moraviană, care nu s-a restrâns în a face ucenici doar în Europa, ci pentru prima dată o mișcare protestantă ajunge pe alte continente. Fii atent, oamenii ăștia se vând ca sclavi în Africa. Să ajungă acolo unde nimeni nu ajung să vorbească sclavilor despre Hristos. Și într-o astfel de misiune, în timp ce traversau Atlanticul moravienii, o furtună imensă le lovește corabia. Și în timp ce toți strigau după ajutor, panicați oamenii de pe corabie, într-un colț al corabiei, grupul ăsta de moravieni se rugau și cântau imnuri creștine, liniștiți.
Și asta îl șochează pe un alt pasager, un predicator anglican ordinat, care vrea să meargă, să facă misiune în America, pe nume John Wesley. Care în urma acelei experiențe își dă seama că deși avea religie, era ordinat, n-avea o relație cu Hristos. Și în mijlocul furtunii se duce și întreabă pe oamenii ăștia: mă, oameni buni, voi aveți ceva ce eu n-am? Eu tremur, îs panicat, voi cântați, aveți o siguranță a mântuirii, ce-i cu voi? Și spunea Wesley: o căldură s-a născut în inima mea și m-am născut din nou. După ce terminase seminarul, după ce era ordinat și ce era trimis în misiune. Și odată cu el, mișcarea metodistă, fiindcă Wesley a înțeles ucenicia și a format metode de discipline spirituale, de studierea cuvântului, devenind unul dintre cei mai mari evangheliști și formatori de ucenici din istoria bisericii. De unde a pornit totul? De la un Wycliffe, de la un Hus, care au luat în serios porunca de a face ucenici și au făcut. Fiindcă, atenție, ucenicia sănătoasă este contagioasă. Nu se oprește, ci continuă. Americană vorbă: healthy things multiply. Tot ce e sănătos aduce rod de la sine. Întrebare. Tu ești la conferință de ucenicizare. Dar fii sincer cu tine însuți, tu ai ucenici? Nu te întreb dacă ai metode, nu te întreb dacă ai făcut studii biblice, nu te întreb dacă predici și dacă ai ucenici, fiindcă nu există ucenicie fără ucenici. Poate vei spune: frate Cristi, uite-te în text, eu n-am găsit, zice aici, încredințează la oameni de încredere. Eu n-am găsit oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții. Normal că n-ai găsit dacă ești perfecționist și niciodată nu o să-i găsești. De aceea îți recomand cartea Neveste Mele, care te va ajuta să depășești orice obstacol în facerea de ucenici dacă dai idolul al perfecționismului deoparte. Ea s-a luptat o întreagă viață cu idolul perfecționismului, de aceea a scris cartea asta. Care nu e o calitate, crede-mă! Când tu trăiești cu un perfecționist, nevastă ta știe. Pruncii tăi știu. Tu ai impresia că ești. Nu. Acolo sunt niște traume, niște goluri care se vor umplute prin calitate, prin rezultate, prin... Rezolvă-ți problema. Începe cu câțiva care Dumnezeu ți-o da și vei vedea cum Dumnezeu va ridica cei oameni de încredere care vor fi în stare să învețe pe alții, dar începe de undeva. Ai credință, asumă-ți riscul, chiar dacă te va costa. De ce? Fiindcă nu există ucenicie fără un preț de plătit. Vorbind în termeni de familie, dacă creșterea copiilor ar fi fost ușoară, n-ar fi început cu travaliu. Cu piatră de rinică. Ucenicia este o muncă. Ea cere un preț și sacrificiu. Și asta explică Pavel în următoarele trei versete. Versetul 3 începând: sufere împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Și cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă rodurile. Observați expresiile folosite de Pavel: ostaș, plugar, sportiv. Apoi luptă, muncă, limite, rânduiel, stăpânire de sine, cuvinte din textul nostru. Ce-mi transmit mie astea? Că ucenicia nu vine de la sine. Cum spuneau navigatorii, ucenicii se fac, nu se nasc. Tocmai de aceea unii nu fac ucenici și nu vor să audă de ucenicie, că cere muncă, sacrificiu și luptă. Știți ce am constatat în cei peste 25 de ani de lucrare în ucenicizare? Că Iisus a avut dreptate. Ca acel rob care mereu s-a scuzat și s-a justificat, Iisus îl numește nu doar viclean, ci cum îl mai numește și? Leneș. Și am constatat, stând de vorbă cu poate sute de pastori și lucrători care
cereau sfaturi cu privire la lucrare, la ucenicie, la evangelizare, crezând că le dai o formulă, le dai o pilulă magică, nici vorbă, lucrare, ai muncă? Și în experiența mea, multe biserici sunt unde sunt, fiindcă pastorii sunt leneși și fricoși, ca robul din pilda talanților. Noi în această conferință vrem să dăm lene la o parte. Sau poate alte obstacole pe care Pavel încearcă să ne ajute să le identificăm prin aceste trei ilustrații folosite de el. Hai să le luăm pe rând. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții. Atenție! Observați textul. Nu cu problemele vieții. Nu se încurcă cu treburile vieții. Un detaliu extrem de important. Fiindcă sunt unii care vin și spun, frate Cristi, nu pot să fac ucenicizare fiindcă am probleme. Și da, dacă ai probleme de caracter, dacă ai probleme spirituale, nu te băga. De ce? Tu nu poți reproduce decât ceea ce ești, pricepi? De aceea unele biserici sunt cum sunt, fiindcă au pastori care sunt cum sunt. Aici nu e vorba de probleme. Aici e vorba de treburi ale vieții. Lucruri necesare mersului normal al vieții. Servici, cumpărături, investiții, reparații, copii, treburi, meditații, sport, ore de muzică. Dragul meu, reține, te rog, mereu va trebui să sacrifici ceva din treburile vieții dacă vrei să faci ucenicizare. Nu există ucenicizare fără sacrificiu. Nu există ucenicizare fără prioritizare. Când faci ceva din ceva o prioritate, tu trebuie să faci o alegere. Și alegerea e simplă. Tu trebuie să alegi între a da cele două ore de ucenicizare, fie ucenicului tău, fie activității tale care are de-a face cu treburile vieții. Și trebuie să alegi, fie să schimbi, fie să anulezi, fie să amâni o treabă a vieții tale ca să alegi să investești în ceea ce vrea Dumnezeu. Dacă ucenicia este o prioritate pentru tine. Noi asta facem cu cei 30-40 de membri pe an care în urma evaluării prezenților în grupurile mici au o frecvență sub 40%. Sau oameni care nu se implică deloc în slujire, sau oameni care nu se implică deloc în dărnicie. Stăm de vorbă cu ei. Mulți vin și spun, n-avem timp! Și atunci trebuie să fii realist. Și trebuie să iei figura, calmul și dulceața fratelui Marcel, combinată cu lama scuțită a fratelui Cristi și să le pui împreună și să le spui frumos și cu drag. Dar cei peste 1200 de oameni implicați și ei în grupurile mici, care vin săptămânal în cele 105 grupuri mici, ei n-au copii, ei n-au probleme, ei n-au servici, ei n-au drumuri, ei n-au necazuri. Nu cumva asta de fapt e o problemă de inimă? Fiindcă inima îți dictează prioritățile. Și le dăm 3 luni de resetare, de obicei, cam jumătate dintre ei își resetează prioritățile, iar ceilalți se mută, dacă nu îi ajutăm noi. În alte biserici unde nimeni nu le are treabă. Fiindcă nu poți, dacă crezi în marea trimitere, să faci din ea marea omitere, cum preferă unii, fiindcă totuși e o poruncă și nu e oricare poruncă, e ultima. E mandatul fiecărui, adică și al tău dacă ești creștin. Dar pentru asta n-ai cum să lași treburile vieții să te încurce. Și spun asta fiindcă și voi știți cum știu și eu. Dacă diavolul nu te poate deraia de pe cale, nu te poate bloca prin încercări, prin necazuri, prin lovituri, te va distrage prin cele mai bune oferte și îți va sufoca programul și agenda exact când ți se oferă și din partea Domnului oportunitatea de a sluji. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții. Întrebare. Care sunt acele treburi pe care tu mereu le folosești să te scuzi că nu poți uceniciza sau nu te poți lăsa ucenicizat? Ce ține de tine? Ce te reține în a începe sau a te menține în procesul uceniciei? Cine luptă la jocuri, continuă Pavel, nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli. Și asta iarăși îmi place.
Vin unii și spun, ok, o să mă implic în ucenicie, dar atenție, fără cerințe și fără condiții. Lasă-mă în ritmul meu și lasă-mă cum simt eu. Știi ce-mi cer? Să te las în firea ta. Și exact asta nu se poate întâmpla în ucenicizare. Fiindcă sunt unii care vor să facă ucenicizare în freestyle, fără nicio metodă, fără nicio disciplină, fără niciun fel de rânduiel. Așa ceva nu există, uite-te aici. Pavel vorbește și folosește cuvântul rânduieli. Am în biserică un sportiv care a jucat în Cupa Campionilor la volei. De ani de zile nu mai mănâncă zahăr. N-are diabet, nu că nu i-ar plăcea, dar vrea să-și protejeze trupul și condiția fizică. Întrebare. Câți dintre voi ați putea tăia zahărul din meniul vostru zilnic? Doamnelor, câte ați putea să scoateți ciocolata? Ispita. La ce ar trebui să renunți? De ce ar trebui să te ții? Ce rânduieli îți dau bătaie de cap privind ucenicizarea? Ai vrea să o faci, dar cum vrei tu, nu merge. Există un principiu biblic care spune așa, nu poți să te bucuri de beneficii fără a-ți asuma responsabilități. N-ai cum să te aștepți să câștigi premiul fără să nu te ții de rânduieli. Așa cum n-ai cum să te aștepți la rod fără să muncești. Și asta e a treia ilustrație. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Observați, trebuie să muncească. Ucenicie e o muncă. Pilda semănătorul ne explică atât de clar că sămânța, nu sămânța e problema, ci pământul care e inima omului, care nu e prelucrată. De cine trebuie să fie prelucrată inima omului? Păi de persoana respectivă, numai de ea? Sau și de tine, celui care ți s-a încredințat sufletul acelei persoane? Dacă ești pastor, dacă ești lucrător, dacă ești lider de grup mic, dacă ești consilier, asta e și datoria ta? Dacă tu nu iar pământul, vin păsările și fură sămânța. Dacă tu nu te asiguri că există rădăcină și lași doar să meargă pe sentimente și pe experiențe și pe manifestări și pe lacrimi, în curând se va ofili? Dacă n-ai grijă la spini, atenție, tendința credincioșilor de a fi preocupați, ce ne spune Scriptura că sunt spinii? Înșelăciunea bogăților și îngrijorările lumești. Dacă tu ai o problemă să-i confrunți, mai ales pe cei care pun munca, afacerea, înainte de orice, în curând o să vezi sufocat spiritual. Și nu doar că ei vor fi de vină, ci și tu care ai văzut cum cresc spinii și n-ai făcut nimic. Așa cum trebuie să confrunți și mamele care de teama îngrijorărilor vieții mereu se justifică că ele nu pot să slujească, nu pot să vină la biserică, nu pot să vină la grume, că ei au copii. Vai Doamne, au copii. Problema, voi știți foarte bine, cei care lucrați în lucrarea copiii. Niciodată problema în lucrarea copiii nu sunt copii. Sunt părinți. O familie centrată pe Hristos va face orice să fie prezentă în prezența lui Hristos. O familie centrată pe copil, care își face din el un idol, va subordona totul, inclusiv biserica și slujirea, dând vina pe copii. Nu ține asta, e datoria noastră ca pastor să ne păstorim oile și când e cazul să le confruntăm, fiindcă e spre binele lor, chiar dacă riscăm să le pierdem uneori. Ai curajul să confrunți? Ai vreun sistem de evaluare ucenicii tale? Reușești cumva să analizezi prezența membrilor tăi în slujire sau în grupurile mici sau în biserică? Faci ceva dacă ei nu vin, nu se implică? Ai vreo metodă de dare de socoteală? În grupurile noastre mici, la fiecare întâlnire avem un timp de dare de socoteală. Sunt câteva întrebări care mereu se repetă, tocmai pentru ca membrii noștri să ne asumăm disciplina dării de socoteală, fiindcă știm, suntem conștienți că deși inconfortabil să răspundem la anumite întrebări, ele ne ajută spiritual. Toate aceste rânduiele, evaluări, discuții, confruntări, e adevărat că necesită timp. Necesită energie, necesită muncă, dar și rodul pe măsură. Fiindcă regula e simplă. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Dar și când muncește,
are de unde. Reține, Domnul dă proporțional cu implicarea ta. Și ăsta este un principiu biblic. Talanții sunt dați și răsplățile proporționale cu implicarea lor. Foarte interesant. Talentul luat de la cel care n-a făcut nimic cu el, cui a fost dat? Hai să-i dau la ăsta care mai puțin. Nu, la cel care mai mulți. Fiindcă Dumnezeu răsplătește curajul și munca. Dar Cristi, aș vrea să fac toate astea, dar nu știu cum. Păi ce te sfătuiește Iacov când îți lipsește înțelepciunea? Să o ceri de la Domnul. Pavel reiterează exact același lucru sub o altă formă în următorul verset din textul nostru. Spune așa, înțelege ce-ți spun, Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Când tu faci pasul credinței și vrei să schimbi ceva pentru Dumnezeu, El îți va da pricepere ce să faci. Dar trebuie să faci acel pas. Dacă vrei să faci ucenicizare a la carte, cu cămare, adică să-L pui pe Hristos în primul loc în viața ta. Și aici notează a patra caracteristică a ucenicizării. Nu există ucenicie creștină fără Hristos. Ucenicie simplă, da, pentru că, voi știți bine, nu Iisus a inventat ucenicia, da? Fariseii, saducheii aveau ucenici, filozofii greci aveau ucenici, Ioan avea ucenici. El a luat conceptul și l-a pus pe harta creștinismului. Și astăzi există probleme complexe, lăudabile de ucenicizare în diferite domenii. Bunicul meu, până la dânci bătrâneț, îmi tot vorbea de anii lui ca ucenic în Lipova, la un croitor german, omul care a pus în el pasiune și îndemânare între ale croitoriei. Deci cine zice că eu am ceva împotriva croitorilor, să înșală marnic. Ca o paranteză aici, în primii ani de ucenicie în Hristos, când începeam să evangelizez, bunicul croitorașului Viteaz mi-a fost un model. În zona Bosanci, Fălticeni, Grănicești, în zona aia, am evangelizat împreună cu el prin piețe și prin satele Sucevei. Omul acela căuta să facă ucenici. Păcat că alții caută prozeliți. Și asta este un pericol, de aceea Pavel scrie, adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos, din sămânța lui David, înviat din morți, după Evanghelia mea, indiferent ce metodă de ucenicizare alegi, trebuie să-L aduc în centrul atenției tale pe Hristos. Nu un om sau o denominațiune. Țineți minte în Corint, unii începuseră să-L urmeze pe Chifa, alții pe Apollo. Așa cum astăzi nu poți să dai de unii care sunt dus de citate din Maxwell, din Calvin, din... În tinerețea mea, și cu toată stima o spun treaba asta, erau beniamiții care urma pe fratele Benny fără gău. Fratele Benny, Maxwell, sunt oameni foarte faini, modele în credință și învățători, dar există un pericol să devii mai degrabă ucenicul lui Calvin decât al lui Hristos. Să dai bătălii pe sisteme teologice în loc să dai bătălii lui Hristos, și aici e problema. Așa cum mulți aleg să dea bătăliile rânduielilor, tradițiilor lor, a denominațiunilor și așa mai departe. Nu știu câți dintre voi ați pus mâna pe o carte recent tradusă în limba română, intitulată foarte sugestiv Autopsia unei biserici. Ați auzit de ea? Ați citit-o? Vă îndemn să o citiți. E mică, e concisă. Atinge câteva probleme, simptome care duc în general la moartea bisericilor. Hai să vă citesc câteva din ele. Tema predominantă în rândul bisericilor decedate a fost orientarea lor îndelungată spre trecutul lor eroic. Atunci când apăreau forțe interne sau externe care încercau să schimbe trecutul, ele răspundeau cu mânie și hotărâre, mai degrabă murim decât să ne schimbăm. Oamenii sunt de obicei furioși împotriva stilor muzicale, împotriva difuzoarelor, împotriva ecranelor mari, împotriva vestimentației nepotrivite din biserică, împotriva pastorului care vrea uneori doar să sugereze cea mai mică schimbare. Prioritatea lor supremă este să facă lucrurile așa cum le făcuseră din totdeauna și potrivit cu ceea ce le oferea confortul maxim. Chiar dacă vor să crească, creșterea e definită în funcție de preferințele lor, preferând să stagneze decât să se schimbe. Programele acestor biserici se orientează tot mai mult spre membrii adunării și tot mai puțin înspre împlinirea marii trimiteri, adică înspre cei din afară. Fii atent.
majoritatea acestor biserici n-au un plan clar pentru facerea de ucenici, ci din contră, biserica este cuprinsă de o învălmășală de programe și lucrări. Agitația e multă, activitatea intensă, dar acestora le lipsește în cea mai mare măsură orientarea spre un scop semnificativ. Majoritatea activităților contribuie puțin sau chiar deloc la mandatul facerii de ucenici. Și tocmai asta le va aduce sfârșitul, fiindcă în dorințe de a-și îndeplini propriile scopuri, desconsideră singurul scop lăsat de Dumnezeu bisericii, facerea de ucenici. Ca la Euronews, no comment. Înțelegeți acum cât de important este să iei în serios mandatul facerii de ucenici într-o biserică? Cât de important e rolul tău de lider, de influencer, de pastor în biserică? Tu dacă ești pastor, tu trebuie să-ți asumi rolul de pastor. Nu oile conduc turma, ci pastorul conduce oile. Și dacă în acele turme există berbeci sau uneori lupi îmbrăcați în noi, să nu-ți fie frică să-i scoți din turmă. Iar dacă berbecii nu stau la locul lor, potrivit cu Evrei 13, tu vei da socoteală de sufletele încredințate ție din acea comunitate înaintea lui Dumnezeu, așa că să nu-ți fie frică de oameni. Dar nu te mira că vei fi atacat, lovit, calomniat, fiindcă Hristos îți zidește biserica, dar ce spune Matei 18? Porțile locuinței morților nu vor birui. Dar hei, când vorbești de biruință, înseamnă că e luptă. Înseamnă că porțile locuinței morților atacă? Daunia? Și chiar dacă biserica va birui în luptă, multe biserici locale, mulți păstori, mulți membri vor ceda, vor cădea, vor capitula. Personal nu cunosc vreun lucrător cu rod în lucrare care să nu fi suferit în lupta lui de a face ucenici. Și este un ultim punct menționat de Pavel, ucenicului său Timotei. Nu există ucenicie fără criticism. Observați ce spunea. Evanghelia pentru care sufăr până într-acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Și vă rog, observați natura suferinței lui Pavel. Sufăr ca un făcător de rele, fiindcă nu sunt. Dar mă acuză pe nedrept. Sunt criticat fără vreo justificare. Ca și cum aș fi făcut ceva rău. Și ca unul care mi-am început lucrarea și am avut lângă mine vulturi care, la fel ca și lui Prometeu, tot încearcă să mănânce ficatul. Vă spun că nu e ușor. Mai ales când distorsionează, exagerează, răstălmăcesc fapte din lucrarea ta sau te critică, fiindcă vrei să schimbi ceva ce țin cu dinți în tradițiile lor și care inclusiv experți în materie îți spun că îi duc la moarte sigură. V-am zis de turul reformei. Dacă ar fi să dau un alt nume, l-aș numi turul martirilor reformei. Fiindcă aproape toți, într-un fel sau altul, au fost martirizați, persecutați sau alungați. Husiții, hugenoții, valdezii au fost decimați de catolici. Anabaptiști în caz de Zwingli și mai ales de Calvin, zeci de ei. Dar mai fost o categorie de oameni. Pietiștii, cărora noi, neoprotestanții, le datorăm mult. Reține numele ăsta obscur, Jacob Philipp Spener, profesor universitar de teologie în Berlin, care în 1675 scrie o lucrare și intitulează Pia Desideria, în latină, literalmente, dorințe pioase, cu subtitlul Dorința inimii pentru o reformă plăcută lui Dumnezeu. Și poate spui întrebarea, dar stai, nu a făcut Luther reforma în 1517? Nu a venit a doua generație de reformatori prin Calvin, care au început să pună în scris anumite doctrine ale reformei în 1550. De ce vorbește Spener despre o altă reformă? Fiindcă omul acesta a observat că în Europa secolului 17, biserica reformată condusă de Calvin, cât și cea luterană, au ajuns să pună atât de mult accent pe doctrina corectă, încât au neglijat viața membrilor bisericii. Citiți istoria bisericii. În Germania, biserica luterană a devenit biserică statală, la fel ca biserica reformată în Elveția,
ceea ce a dus la o formalizare a credinței și o preocupare legată de sacramente și, atenție, dispute și corectitudine doctrinară. Amvoanele erau folosite pentru a se angaja în dispute teologice sau pentru studii biblice pe care puțin le înțelegeau, în timp ce moralitatea și spiritualitatea membrilor erau de puțin interes în biserică. Conformismul era la maxim. Spre exemplu, în Geneva, când Calvin a instaurat prin consistoriu o dictatură de fier, dacă nu veneai la biserică de 4 ori pe săptămână, erai pedepsit. Doar bebelușii aveau privilegiul să stea acasă. Dacă întârziai, erai amendat. Dacă purtai haine care erau de culoare neagră sau nu îți împleteai părul cum îți spuneau ei, aveai de suferit. S-au format gărzi morale, la fel ca în Iranul de azi, care îți măsurau înălțimea coafurii la femei. Patrulau prin oraș, aveau dreptul să intre inopinat în case, ușile trebuiau să fie deschise tot timpul, să te verifice cum trăiești, ce mănânci, inclusiv mâncarea era raționată. Cum îți numești copii? Un tată a fost arestat 4 zile că nu i-a dat copilului un nume din Vechiul Testament. Intrau să-ți verifice orice carte ca nu cumva să ai vreuna fără ștampila consistoriului. Era interzis să serbezi Paștele, Crăciunul. La biserică n-aveai voie să cânți cu instrumente, ci doar în unison, doar psalmi metrici, fără a te lăsa prins cumva emoțional de melodia cântecului. Nu vă mirați că neocalvinismul din România duce în acea direcție. Istoria se repetă. Era interzisă arta și mersul la teatru, instrumentele de cântat. De aceea, în perioada lui Calvin și Beza, Geneva n-a mai produs niciun pictor, artist, compozitor, sculptor. Evident că în biserică n-aveai voie să ai alte opinii decât cele promovate de fratele Calvin, n-aveai voie să vorbești împotriva lui, să glumești despre el dacă zâmbeai la biserică sau când ieșai din biserică, ai pedepsit unor, ți se găurea limba cu un fier înroșit în foc. Conformarea forțată a dus la consecințe teribile. În perioada în care Calvin a stat în spatele consistorului din Geneva între 1541 și 1559, Philip Schaff, un istoric cu nume, și alți 2 sau 3 istorici francezi din vremea aceea, citau din registrul consistoriului că au avut loc 58 de execuții și 76 de exilări. Nenumărate torturi, persecuția celor care nu se conformau regulilor impuse de biserică. Atenție! Cine nu se conformau? Nu păgânii? Fiindcă nu existau păgâni în Geneva, ci credincioșii care nu se conformau după chipul și asemănarea lui Calvin. Și acum eu înțeleg că Luther avea o braserie și își făcea bere în propria lui curte. Înțeleg că Spurgeon își fuma țigările. Înțeleg că unii alții au avut diferite vicii. Dar de la viciile alea până la crimă, împotriva fraților tăi, în Strasburg există un pont Corbeau, se numește. Locul în care anabaptiști erau băgați în cuși de fier și reformații lui Calvin iau și băgau în apă. Vrei să fii botezat, te botezăm. Cât poți să reziști? Mergeți la biserica din Târgu Mureș, la biserica ortodoxă și intrați în foaie, în primul pas, în antreu și uitați-vă în stânga și în dreapta și vedeți frește ale calvinilor care omorau martirii ortodoxi pentru că nu vreau să adere la credința lor. Conformism forțat care a dat naștere unui formalism religios. Și de aceea Jacob Spener și alți protestanți reacționează, nu negau importanța doctrinară, dar își dădeau seama că oamenii ăștia, în corectitudinea lor doctrinară, neglijau lucrurile importante ale moralității și experienței cu Dumnezeu din fiecare zi. Pietiști au fost cei care au dus pentru prima dată în discuție conceptul convertirii. Pentru prima dată importanța nașterii din nou. De la ei noi suntem neoprotestanți. Protestanții au rămas cu reforma și cu biserica luterană. Noi suntem neoprotestanți fiindcă credem în botezul credincioșilor, în nașterea din nou, în convertire. Spuneau, nu-i de ajuns să ai o doctrină corectă dacă nu ai o viață schimbată. Nu-i suficient să crezi că scopul principal al lui Dumnezeu cu omenirea este justificarea prin credință,
ci este un mijloc, e adevărat, important pentru a atinge scopul lui Dumnezeu, care însă-i schimbarea omului după chipul lui Hristos, care începe cu justificarea prin credință. De aceea argumentau ei, adevărul nu este definit prin dispute teologice, ci prin pocăință și o viață trăită în sfințenie. Fii atent, citez. Predicile nu pot să fie doar expuneri pentru a dezvălui erudiția predicatorului, ci pentru a edifica credincioșii și produce efecte spirituale în viața lor. Pietiștii au fost cei care au dus pentru prima dată predicarea în afara bisericii, adunând oameni în diferite locații, în aer liber, să le predice Evanghelia și apoi să ducă Evanghelia în casele lor. Fii atent! Pentru prima dată, termenul Huiskerk în Olanda a fost dat, grupuri mici, grupuri de casă, de către pietiști, care se adunau în case după predică, fii atent, să poată înțelege și să clarifice ce auzisele din mesajul predicat, ca aia din Berea. Întrebările, asta îmi place mult, din Comisia de Ordinare a Păstorilor nu s-au rezumat doar la verificarea cunoștințelor teologice, ci la mărturia acelui om, la experiența nașterii lui din nou. Cum a lucrat Dumnezeu în viața unui? Cum a simțit el chemarea? Ce cărți teologice a citit? Candidații trebuiau să prezinte o mostră a unei predici pe care să o expună comisie de evaluare, să descrie în termeni proprii caracterul și responsabilitatea predicatorului, cât de deschis sunt ei să-și mărturisească păcatele, cât de pregătiți sunt să stea sub autoritatea spirituală a altor lideri. Și ăsta e motivul pentru care au dus reforma mai departe. La fel ca anabaptiștii, care au integrat în practica bisericii botezul adulților. Și vine întrebarea. Ghișcine li s-au împotrivit? Nu catolici, nu păgâni, ci bisericile reformate și luterane. Anabaptiștii au unecat, au persecutat cu miile. Pe pietiștii au alungat, exilat, mulți au luat drumul Americii. Până astăzi, bisericile tradițional protestante resping și critică pietismul. Și adesea pe noi neoprotestanții, fiindcă nu ține la confirmarea doctrinară, ci la transformarea interioară, la convertirea, la naștere din nou, pentru, care pentru ei e subiectivă și de o importanță secundară. Și vă întreb pe voi, nașterea din nou, convertirea, pocăința, credința arătată prin fapte, prin roade, este cumva privită ca o chestie secundară în Scripturi? Deci vorba. Și atunci, de ce atâta respingere? Fiindcă nu există ucenicie autentică fără criticism. Cu toate acestea, să nu uităm că deși religia leagă, conformismul leagă, cuvântul desleagă. Țineți minte ce a zis Pavel lui Timotei? Cuvântul lui Dumnezeu nu este legat, Timotei. Confirmarea nu poate oferi schimbarea când credinciosul își dorește, dincolo de criticism și persecuție, să se schimbe, să intre în bătălie, Dumnezeu binecuvântă. Când Jan Hus a fost legat de stâlpul care l-a ars de viu în Constanță, Dumnezeu a deslegat cuvântul. Și în momentul aprinderii focului a strigat să-L audă toți. Și îmi place că sunt într-o biserică penticostală, ca să vă placă. Zice așa Jan Hus: azi frigeți o gâscă. Dar în gâscă de ce? Hus în cehă-i gâscă. Azi frigeți o gâscă, dar în 100 de ani o lebăd o să-și ia zborul pe care nu veți putea oprinde. Fii atent. În 102 ani, Martin Luther bate în cuie cele 95 de teze pe ușa bisericii din Wittenberg, traduce Biblia în limba germană și cu ajutorul lui Gutenberg desleagă și împrăștie în toată Europa cuvântul lui Dumnezeu, declanșând reforma, și nu poate fi oprit. De aceea Luther este mereu reprezentat cu o lebădă lângă el. A fost o prorocie pe care Hus o aruncă în eter cu 100 de ani înainte. Noi astăzi, dragii mei, ne închinăm liberi în baza cuvântului lui Dumnezeu datorită acestor oameni care nu le-a fost frică să dezlege cuvântul, să îndeplinească mandatul de a face ucenici plătind pentru prețul acesta. Și aici vreau să închei cu un set de întrebări pentru voi. Cum își vor aminti oamenii de tine? Ucenicii tăi de tine? Ca un om care lupta pentru conformare sau pentru schimbare? Ca un om care ai legat sau ai deslegat cuvântul lui Dumnezeu?
Când Dumnezeu se uită la tine, cum îți vede El inima? Cum te văd cei din jur? Cel intimidat, cel precaut, cel speriat de frică de oameni, cel leneș, care mereu dă înapoi când Domnul îi spune clar să meargă înainte? Sau ca omul chemat de El, care știe că are un preț de plătit, dar care plătește să înfrunte criticismul ca să dezlege cuvântul? Tu ce urmărești să faci, prozeliți sau ucenici? Și dacă e să faci ucenici, de ce nu-i faci? Ce te oprește? Te opresc treburile vieții? Sau ți-e greu să ții rânduiel, fiindcă tu nu te poți ține de un sistem? Poate că ești un om care zici că n-ai har, te vezi nepregătit, ai dorință, dar nu știi de unde și cum să apuci. Te-ai rugat lui Dumnezeu în acest sens? I-ai cerut lui să-ți dea înțelepciune, putere, har? I-ai mărturisit lui fricile, neputințele, lipsurile tale? Iacov are o vorbă care spune așa: voi n-aveți, fiindcă nu cereți. I-ai cerut lui Dumnezeu specific lucrurile acestea? Fiindcă, repet, au de-a face cu porunca lui Dumnezeu și porunca nu e opțională și tu știi asta. Aceea vreau să te provoc la sfârșitul acestei zile pline în care, cu siguranță, undeva acolo, într-o rețea, într-un atelier, poate chiar în seara asta, Dumnezeu ți-a vorbit ceva. Puneți întrebarea: cât vei câștiga și cât vei pierde dacă nu vei îndeplini porunca de a merge să faci ucenici? Sau poate ești pe punctul de a ceda, că presiunea e prea mare, de a continua să o împingi înainte. Ai tu încredere că Dumnezeu te poate ajuta? Ce-ar fi? Ca acum, la finalul acestui mesaj și la finalul zilei, să-ți iei câteva momente de rugăciune. Și dacă Dumnezeu ți-a vorbit azi, să-i vorbești și tu. Și să-i mărturisești starea ta, poate neputința ta, poate problema ta, poate hotărârea pe care vrei să o iei. Fiindcă Dumnezeu când vorbește, Dumnezeu așteaptă un răspuns. Și răspunsul nu-l poate da nimeni pentru tine, decât tu, în dreptul tău, înaintea lui Dumnezeu. Hai să ne plecăm în rugăciune. Doamne, Pavel îi scrie lui Timotei și știm bine că ăsta a fost cântecul lui de lebădă. Era arestat, probabil în lanțuri, și totuși scrie copilului său și spune să nu se lase, să ducă mai departe. Așa cum Pavel i-a vorbit lui Timotei printr-o epistolă, tu astăzi ne-ai vorbit prin atâtea ateliere, prin atâția oameni extraordinari, prin cuvântul tău, prin exemplele înaintașilor noștri. Și nu cred că e cineva aici, Doamne, care să poată spune nu! Nu cred că asta e porunca lui Dumnezeu! Nu! Noi toți o știm. Problema e, oare câți o și împlinim? Și dacă nu o împlinim, de ce nu o împlinim? De aceea, Doamne, vreau să-ți cer în seara asta ca, dincolo de informațiile primite, tu să vorbești inimii noastre. Pentru că dacă inima se schimbă, celelalte lucruri se vor schimba de la sine. Poate sunt unii aici, Doamne, care ar vrea să facă ceva, dar nu știu de unde să înceapă. Dă-le credință să facă pași. Poate sunt unii aici care vor să-și mărturisească neputințele sau chiar scuzele și justificările legate de treburile vieții. Dă-le putere să fie vulnerabil. Dar poate că sunt unii aici care chiar vor să ia hotărâri pentru tine în seara asta, în urma acestei conferințe, și să înceapă măcar cu cineva, măcar cumva, sau să continue chiar dacă sunt împotriviri, să nu se lase.
Doamne, vorbește în seara asta și dacă ești aici. Și Dumnezeu ți-a vorbit. El așteaptă ca tu să-i răspunzi. De aceea în cele ce urmează să cântăm o melodie. Și în timpul acestei melodii, dacă Domnul ți-a vorbit și tu ai ceva să-i zici, vin aici în față, pune-te pe genunchi și varsă-ți inima înaintea Lui. Poate sunt poveri, poate sunt probleme, poate sunt blocaje, poate sunt hotărâri pe care le-ai luat. Dar nu lăsa ca această conferință să fie doar o simplă colectare și selectare de informații. Ci pleacă de aici cu credința că Dumnezeu chiar vrea să facă ceva în biserica ta, în lucrarea ta, în grupul tău, în viața ta. Hai să ne ridicăm. Noi știm că nu ține de metode, nu ține de obstacole, nu ține... Totul ține de inimă. Și Biblia spune celor smeriți le dă har. Dumnezeu nu disprețuiește niciodată un duh zdrobit. De aceea, în timp ce vom cânta următoarele versuri și Dumnezeu ți-a vorbit, vin aici în față și spune și Lui ce ai de spus și cu siguranță că vor fi frați care o să se roage și pentru tine, dar fii atent ce spune strofa acestei cântări. Frânge-mă, Doamne! Frânge-mă, fiindcă vreau să simt în inima mea trimiterea. Fiindcă, Doamne, mare-i secerișul, dar puțin sunt lucrătorii din via Ta. Dar totul trebuie să înceapă cu o frângere. Că nu mai mergi în puterile Tale. Că Tu nu te mai lași controlat și manipulat de fricile Tale. Că Tu te încrezi în El. Și refrenul spune, Doamne, eu vreau, trimite-mă. Atinge-mă. Vreau să fie voia Ta în viața mea. De aceea dă-mi putere, învață-mă să-ți vestesc în lume dragoste. Haideți să cântăm și dacă știi că ai nevoie de rugăciune, dacă știi că Dumnezeu ți-a vorbit și vrei să-i vorbești, te așteptăm să vii, să te pui pe genunchi aici în față. Să te rogi să ne rugăm și noi pentru tine. Vrei să avem acest moment al dedicării noastre, cerându-i ca El să înceapă de acolo, din inima, de unde pornește schimbarea și nu conformarea.